Școala Națională de Salvamont a avut loc în 2014 la Centrul Național Padina din Bucegii Dâmbovițeni. Mulți tineri au venit să fie instruiți în tainele meseriei de salvamont. Ce îndeamnă să încerci această experiență? În primul rând, dragostea de munte și de oameni. Am ales școala Salvamont pentru că se îmbină două pasiuni. Una mână sunt la facultatea de medicină și pot să dau un prim ajutor oamenilor, iar doilea mână îmi place foarte mult pe munte și consider că oamenii care umblă pe munte și au asemenea pasiuni trebuie să primească cei mai buni. Treaba asta vine din suflet, nu e neapărat o meserie bine plătită sau nu prea plătită sau așa. Noi o facem ca să salvăm oamenii, să ajutăm oamenii și pentru că ne place muntele, în primul rând. La Padina în Dâmbovița au fost aspiranți la titlul de salvamont din 17 centre naționale. Avem două cursuri, școala de începători și școala de avansați. Un curs, un ciclu, ține 10 zile. La primul curs de începători avem 44 de elevi, urmând ca și la ciclu 2 de avansați să avem aproximativ tot așa, 44-47 de elevi.